Persoanele vârstnice care locuiesc în căminul din localitatea Mironești, județul Giurgiu, au primit astăzi, 29 noiembrie, vizita consilierului social al Episcopiei Giurgiului, preot Popa Edmond Nicolae. La acțiune au fost prezenți și preotul Ioan Iacob de la Mănăstirea Comana și Maica Stareță de la Schitul Mironești, Teodora Marinescu. Acțiunea a început cu săvârșirea tainei Sfântului Maslu, slujbă la care au participat bătrânii deplasabili, precum și personalul căminului. Persoanele vârstnice găzduite în acest cămin au primit din partea Episcopiei Giurgiului pachete cu alimente, dulciuri și fructe, cărți de rugăciuni și iconițe. A făcut bine că a venit mama. Foarte bine a făcut. Și pot apropo să le primească Dumnezeu că a venit și ne-a făcut bine. Preotul ne ajută foarte mult, enorm de mult. Vine în fiecare săptămână la noi, ne slujește. Eu, ca să fiu cinstită, n-am mai fost la biserică de aproape 2 ani de zile. Nu mă pot deplasa cu picioarele. Mai puțin de jumătate dintre cei 40 de bătrâni instituționalizați în centrul de la Mironești sunt vizitații de familii. De aceea, fiecare vizită a reprezentanților Episcopiei Giurgiului reprezintă pentru ei un prilej de bucurie, o dovadă a faptului că nu sunt uitați și că biserica îi sprijină pe cei aflați în suferință trupească sau sufletească. Părintele Edmond a vizitat fiecare cameră și a rostit cuvinte de învățătură pentru fiecare bătrân în parte. Este un lucru deosebit. Dânsii se bucură foarte mult și putem vorbi de această mare familie a credincioșilor, a celor care vin tot timpul și sunt alături de ei, participă și dânsii la sfintele slujbe care sunt aici la Mironești, dar și cu ajutorul sectorului social, al Mănăstirii Comana, al Schitului Mironești, pleacă în diverse pelerinaje. Vizita în centrul de la Mironești, centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Giurgiu, a fost organizată de sectorul social al Episcopiei Giurgiului în cadrul programului social Și ei sunt ai noștri, derulat în perioada premergătoare sărbătoririi nașterii Domnului, acțiuni similare desfășurându-se în beneficiul copiilor instituționalizați în casele de tip familial din Giurgiu.